Toată istoria. Toată istoria. Bun venit la Battery Fest 2018, ediția a treia. Acest festival care și-a deschis porțile în 2016 se vrea a fi un eveniment de reconstituire istorică a perioadei de grație a regelui Bathory. Ne aflăm în cetatea Șimleului, în cetatea în care Ștefan Bathory s-a născut, a devenit principe al Transilvaniei și în 1576 a devenit rege al Poloniei și Lituaniei. Iată-ne astăzi aici, reunind patru națiuni. Români, maghiari, polonezi, izraelieni sunt alături de noi pentru acest festival. Le mulțumim tuturor și ne dorim ca în această zi să putem fi împreună, să ne relaxăm și să vedem trupele în acțiune. În deschiderea acestui eveniment, dați-mi voie să-l invit pe primarul orașului Șimleul Silvaniei, domnul inginer Cătălin Septimiu Țurcaș, să vină să ne spună câteva cuvinte și să adresez mulțumirile noastre pentru faptul că ne sprijină și este alături de noi în toată această organizare și ne place, sau îmi place să spun că echipa de la Șimleu se descurcă excelent, chiar dacă suntem la început cu organizarea acestui festival, întreaga echipa primăriei și toți cei care ne ajută, grupul de voluntari, să reușim să facem ca lucrurile și oamenii, în primul rând, să se simtă așa cum se cuvine aici, la Șimleu Silvaniei. Mulțumesc, domnule consul, domnule colonel, domnule deputat, domnule primar, onorată asistență. Este o mare bucurie pentru noi, pentru un orășel mic ca și Șimleul, când oameni care simt ceva pentru acest oraș, pentru istoria acestui oraș, pentru oamenii care s-au născut aici și care trăiesc aici, se adună în luna septembrie la acest festival. Și este o mare bucurie să vedem că, așa cum spunea Daniel, patru națiuni sunt prezente, cel puțin patru națiuni, aș putea spune mai multe, pentru că mai sunt în Șimleu astăzi oameni care vin și din alte țări, dar nu despre ei vorbim acum. Patru națiuni care, pentru care orașul Șimleu Silvania a fost la un moment dat și este și acum casă, respectiv națiunea poloneză care l-a avut pe Bathory ca și rege al Poloniei și al Lituaniei, Bathory care s-a născut în această cetate, în aceste locuri în care stăm noi acum, națiunea maghiară, națiunea română, sigur, ca și gazde și ca și oameni care suntem aici și am trăit în pace de-a lungul istoriei cu toți cei care au locuit în orașul nostru și care locuiesc în orașul nostru. În același timp, faptul că această sărbătoare este dublată de prezența personalităților pe care le vedeți aici în spatele meu, spune, zic eu, destul de multe. Spune că Șimleu Silvania este un oraș apreciat și mai mult istoria Șimleului este apreciată de instituții importante, cum ar fi Ambasada Poloniei, Consulatul Ungariei, și domnul consul este aici, și orașele înfrățite. Eu vă mulțumesc tuturor care vă implicați în desfășurarea acestui eveniment. Lucrurile pot să pară simple, dar nu sunt foarte simple, pentru că foarte mulți, începând cu echipa primăriei, care până la urmă are o sarcină de serviciu, dar mă bucur foarte mult că voluntarii sunt implicați în acest proiect, deși au și musafiri acum și profit de această ocazie să-i salut pe tinerii din Israel care sunt oaspeții noștri și pe profesorii lor. Eu vă doresc să vă simțiți bine, s-ar putea să avem o problemă cu ploaia după masă, dar asta nu înseamnă că festivalul nu se va desfășura în bune condiții. Îi salut cu mult respect pe cei din Polonia și întotdeauna când îi văd atât de frumos costumați, mă încearcă un sentiment de bucurie. Mulțumim încă o dată tuturor acelora care
fac ca acest festival să existe. Și noi vă mulțumim pentru cuvintele frumoase adresate. În continuare, permiteți-mi să-l invit pe domnul deputat Lucian Bode, care este astăzi pentru noi o surpriză. Eu nu știam personal că o să vină, dar ne bucurăm că s-a alăturat acestui festival și vrem să-l avem la multe ediții în calitate de deputat sau poate cine știe și mai sus să fie alături de noi. Mulțumesc, Daniel! Onorate oficialități, dragi oaspeți, stimați șimleoani! Este pentru a treia ediție, așa cum spunea Daniel, când ne întâlnim în acest frumos eveniment și sunt convins că de fiecare dată ne punem întrebarea ce au în comun cele patru națiuni, ce are în comun România, Polonia, Israel și Ungaria și am putea să ne dăm foarte multe răspunsuri dincolo de valorile pe care sunt fundamentate țările noastre, națiunile noastre, independență, unitate, suveranitate, dincolo de schimburile economice, de relațiile culturale, dincolo de apartenența la instituții precum NATO. Astăzi, la Șimleul Silvaniei, putem spune că avem un mare privilegiu. Putem spune că cele patru națiuni mai au ceva în comun. Acest frumos oraș, Șimleul Silvaniei. De ce Șimleul Silvaniei? Pentru că în urmă cu foarte mulți ani, aceste națiuni își găsesc seva și rădăcinile într-o anumită măsură aici, la Șimleul Silvaniei. Fie că vorbim de Ștefan Batori, fie că vorbim de numeroasa comunitate israeliană de evrei de aici, din Transilvania de Nord, din Șimleul Silvaniei, care a trăit în pace și în armonie cu românii de aici, fie că vorbim de maghiari, cu care am trăit, trăim și vom trăi mulți ani de acum înainte în relații excepționale. Acesta este Șimleul Silvaniei. Un oraș cu oameni dragi, un oraș cu oameni frumoși, un oraș cu oameni ospitalieri, cum nu găsiți în multe părți ale lumii. Iată încă un element pe care am vrut să-l scot în evidență în fața dumneavoastră, de ce suntem cele patru națiuni azi împreună aici. Eu aș vrea să vă mulțumesc că sunteți în România, sunteți la Șimleul Silvaniei, într-un an special pentru națiunea română. Anul centenarului Marii Uniri, anul în care noi, românii, marcăm 100 de ani de la făurirea României Mari. Este un an special pentru noi și cu atât mai mult prezența dumneavoastră aici ne onorează mai mult. Vă doresc să vă întoarceți cu drag, ori de câte ori veți avea ocazia, la Șimleul Silvaniei, fiți convinși că veți fi primiți cu drag, cu ospitalitatea de care dau dovadă de fiecare dată șimleoanii. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim! Avem onoarea să-l avem astăzi ca invitat pe atașatul militar al Ambasadei Poloniei, domnul colonel Jerzy Jankowski, și ne bucurăm și suntem onorați, încă o dată spun, de această prezență. Am luat legătura cu Ambasada Poloniei încă de la începutul acestui festival și iată că astăzi se concretizează invitația noastră prin prezența domnului colonel Jankowski. I invite you. I will translate you. Yes. From Polish. Trying. Dear ladies and gentlemen, good morning. I don't want to read a letter of our ambassador because it's in Polish and it will be quite difficult to translate, I guess. But nevertheless, I want to pass all of you sincere greetings from our ambassador
placed in Bucharest. Vă spun bună dimineața. Discursul domnului ambasador excelenței sale, ambasadorul Poloniei în România, este în limba poloneză și mie îmi va fi destul de greu să îl traduc, dar doresc să transmit gândurile bune și salutările din partea excelenței sale, domnul ambasador. For us Polish, that kind of event as we are having in here in Simulu-Silvaniei, it's an important one because it is connected with the very successful ruling of King of our king, Polish king Stefan Batory, which was born in here. Pentru noi polonezii este un moment marcant și important în același timp, iar personalitatea lui Batory care este evocată reprezintă sau a reprezentat o perioadă de glorie în istoria Poloniei. Why it was so successful? Of mainly two reasons. First reason, because he reformed our quite collapsed armed forces within the time when he ruled our country and the kingdom of two nations, Poland and Lithuania. And de ce este de ce a fost o perioadă atât de de succes prin faptul că Batory a condus atât Polonia cât și Lituania. And another reason is to, because he was very successful commander of our forces. Și un alt motiv este acela că a fost un conducător de succes. And under his ruling we had some very great victories over Russian empire, the biggest probably after our victory of Grunwald, and the biggest up to the next victory on the fields of Warsaw in 1920. Și Batory a condus în timpul domniei sale, s-au înregistrat câteva victorii, printre cele mai importante după cea de la Grunwald și pe câmpul de luptă de la Varsovia. Therefore, dear ladies and gentlemen, I, on behalf of our ambassador in Bucharest, I want to thank you. You thank you, the authorities of the town of Simlou-Silvaniei, and especially Mr. Mayor Catalin Țurcaș, for organizing that event. Doresc să transmit în numele ambasadei mulțumirile noastre oficialităților, în special domnului primar Septimiu Țurcaș, pentru implicare, pentru organizare. And we want to thank you very much for your great involvement in this organization. That's, and especially me, I've never thought years ago that I would be having a chance to stay in here in this place when King Batory was born. Eu personal nu am crezut până astăzi că astăzi voi fi aici în locul în care s-a născut regele Ștefan Batory. And especially I'm impressed that today we can also enjoy a common existence of our historical flags waving here together. Și ne bucurăm că iată astăzi aici putem să ne bucurăm toate aceste nații împreună în cetatea din Simlou-Silvaniei. I want also to greet reconstructors of the historical events which will conduct their shows, their performances on this area. Doresc să-i salut și pe să salut și trupele de reconstituire, cei care vor face atmosfera din cetate să fie una deosebită. Thank you so much. I agree, wish you a great atmosphere and a great joy throughout this event. Thank you. Să avem cu toții o atmosferă plăcută și să ne simțim bine astăzi. Se află alături de noi, din partea consulatului maghiar la Cluj, domnul consul Gheizo Poloni, și alături de noi se află și orașele înfrățite din Ungaria, orașele înfrățite ale Șimleului. Îl invit pe domnul primar din Albertișa să ne spună câteva cuvinte. Hölgyeim és uraim, kedves jelenlévők, mindenek előtt köszönöm a kedves invitálást, meghívást. Domnilor și domnilor, transprezent, vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. Magyarország és Szilágysomlyó magyarországi testvér városainak üdvözletét, köszöntését hozom.
Deci aduc salutul Ungariei și al orașului Albertișa pentru dumneavoastră. Azon belül azért az Albertisáit, akivel közel képviselő. Salutul orașului Albertișa, în primul rând. Meggyőződésem, hogy amikor mint egy 2,5 évtizeddel ezelőtt néhány derék szilátsomjói polgár fejében megfogant a gondolat, hogy Báthori Istvánról az ő születésnapján újra meg újra meg kell emlékezni, akkor ez magában hordozta azt a lehetőséget, aminek mi most együtt örülhetünk, a rendezvény sorozat nemzetközi válását. Mă gândesc că acum 25 de ani, când câțiva oameni curajoși din Șimleul Silvaniei au venit la noi și s-au gândit că s-ar putea face o relație din asta de oraș înfrățit, de prietenie. Képviselőr utalt már rá az imént, hogy Erdély mindig is sokszínű volt, sokféle értéket volt képes felmutatni a különféle itt élő nemzetiségek részére. Domnul deputat a punctat deja că Ardealul este o zonă și un ținut multicultural. Vitathatatlan, hogy ebben az értékteremtésben óriási Báthori István munkásságának a jelentősége. Și ca acest lucru să fie posibil, acest Báthori are meritul cel mai mare. Ezért hát helye van, funkciója van, joga van arra, hogy itt ma négy nemzet együtt ünnepelhessen. Și este total îndreptățit ca aici la Șimleul Silvaniei cele patru națiuni să sărbătorească împreună. Meggyőződésem, hogy Szilágysomlyó minden polgára méltán lehet büszke nagyfiára, Báthori Istvánra. Și sunt convins că fiecare șimloan poate să fie mândru despre Báthori István. Ez a büszkeség persze elkötelezettséggel is jár, kötelezettséggel is jár, olyan vonatkozásban, hogy lássuk meg és mutassuk föl azokat az értékeket, amiket Báthori István megteremtett. Deci această mândrie trebuie să dăinuie și să ne facă mândri în continuare de această moștenire. Ezt kívánom Szilágysomlyónak, hogy ezeket az értékeket méltó módon tudja a jövőben is felmutatni, és új értékeket teremteni szintén. Și doresc ca aceste valori Șimleul Silvaniei să reușească să le promoveze în continuare. Polgármester úr utalt rá, hogy remélhetőleg nem jön az eső, nem ázunk el. Meggyőződésem, hogy derűs napunk lesz, és nagyon sok derűs napot kívánok minden szilágysomlyói polgárnak. Köszönöm szépen a figyelmet. Mulțumesc ezt. Domnul primar a spus că s-ar putea să plouă puțin azi, dar după părerea mea va fi o zi bună și vă doresc tuturor distracție plăcută. Noi vă mulțumim și sperăm că o să rămâneți pe tot parcursul zilei alături de noi. Dați-mi voie să o invit pe Merav, reprezentanta delegației din Israel, care se află alături de noi de două zile și au venit special pentru acest eveniment, pentru Báthori Fest. Aș vrea să spun două cuvinte despre proiectul de înfrățire pe care Liceul Brenner din Petah Tikva, din Israel, îl are cu Colegiul Național Simeon Bărnuțiu și ne bucurăm că astăzi 14 elevi din Israel sunt alături de noi la acest eveniment în cadrul acestui proiect. Merav? I want to thank all of you on behalf of Petah Tikva Municipality and our Mayor Itzik Braverman for having us here in this festival. It's amazing. Doresc să vă adresez salutările din partea primăriei Petah Tikva și din partea domnului Braverman, care este primar al orașului Petah Tikva, și ne bucurăm să fim astăzi aici la Șimleul Silvaniei. For the last 7 years, we've been having the students from Petah Tikva in a connection with students from Șimleu and in a twin school program, and I have to say we always feel at home when we come here. Din 2012 derulăm acest program prin care tineri din Petah Tikva din Israel vin să viziteze Șimleu și tineri din Șimleul Silvaniei pleacă în Israel ca să viziteze Israelul. We are very grateful and it's a great opportunity to us. We don't celebrate the
things like that in Israel, so it's one of a kind for us. E o oportunitate deosebită pentru că astfel de evenimente nu avem în Israel și ne bucurăm și ne face plăcere să fim la un astfel de eveniment. And we are very grateful also for the part that Shimlo takes in remembering the past of the Jewish community here in the Shimlo that used to live here. Și suntem onorați de altfel să știm că Shimlo face toate eforturile să păstreze via memoria celor care au pierit în timpul Holocaustului. So thank you to the mayor, to Daniel, and of course to all the students that make our students feel at home every time they come and visit here in Shimlo. So thank you and enjoy. Mulțumim domnului primar și elevilor care sunt implicați în acest proiect. Înainte de a încheia această întâlnire, această deschidere oficială a evenimentului nostru, dați-mi voie să prezint un co-organizator. L-am cunoscut pe Bartek în urmă cu câțiva ani la Varșovia, la un seminar și am reușit din 2016 să punem în mișcare un festival medieval la Shimleu Silvaniei. Bartek Siedlar este reprezentantul trupei husarii din Polonia, care în fiecare an, la fiecare ediție de festival, grupul își mărește numărul și iată, astăzi, din Polonia, trupa husarilor și corul Hora Antica, alături de noi, prin bunăvoința Ministerului Apărării din Polonia, care le-a pus la dispoziție autocarul cu care s-au deplasat în Shimleu Silvaniei acum două zile. Bartek? Good morning, dear friends, citizens of Shimleu Silvaniei. Bună dimineața, cetățeni ai orașului Shimleu Silvaniei. Good morning, dear guests. Important guests. Bună dimineața, oaspeților noștri importanți. We as a group, we are here for third time. However, I was here even one more time. Noi ca și grup suntem aici pentru a treia oară. Eu sunt aici pentru a treia oară. For me, for us, it's very important to be in this not big but very nice and beautiful town where our king was born. Pentru mine este foarte important să mă aflu aici, în orășelul Shimleu Silvaniei, locul unde s-a născut regele nostru, Ștefan Bathory. Yes, and I'm very thankful to Daniel, to Mr. Catalin Turcaș and whole local government, for everybody. Îi mulțumesc domnului primar și celor care s-au implicat în organizarea acestui festival. Also for you, the citizens of Shimleu Silvaniei. Și voi și vouă, cetățenilor locuitori ai orașului Shimleu Silvaniei. That we meet here such a wonderful hospitality time, we are very thankful for that, also for that here we can try to show Polish military history and culture. Și ne bucurăm de ospitalitatea locală și sperăm să reconstituim o parte din istoria trecută. Mulțumesc! Thank you! În continuare, aș vrea să mulțumesc echipei care se află în spatele acestei organizări, colegilor din primărie, celor de la Sunet, tuturor celor care reușesc la fiecare ediție de festival să ne surprindă, să ne uimească și astăzi împreună să petrecem, așa cum se cuvine, în cetatea Shimleului. În continuare, o să las pe colegul meu, Andrei Prian, care va prelua microfonul și ne va conduce spre lumea lui Bathory. De asemenea, aș dori să-i mulțumesc bunului meu prieten, Roland Birta, care se află pe undeva prin cetate. Împreună cu el am reușit să promovăm acest eveniment. Materialele de promovare au fost în marea majoritate desenate de Roli Birta. Vă mulțumesc tuturor voluntarilor de asemenea pentru două săptămâni în care cot la cot am muncit pentru acest eveniment și sunt convins că ne vom culege roadele astăzi. Andrei? Dani, este o onoare să preiau cuvântul în această dimineață.
Domnilor și domnilor, hölgyeim și mișuroim, ladies and gentlemen, permiteți-ne să vă urăm bun venit cu toată căldura la cea de-a treia ediție a Festivalului de Reconstituire Istorică Bathory.